Având în vedere incidența cazurilor de coronavirus care au crescut alarmant în mai multe localități gorjene, încă două orașe au intrat în scenariul roșu. În Novaci, rata de infectare a ajuns la 3,52 cazuri la mii de locuitori. Astfel, din 21 octombrie și până în 3 noiembrie se vor închide restaurantele, barurile și cafenelele. Nu vor mai fi permise spectacole, iar sările de jocuri de noroc vor fi și ele închise. Masca de protecție va trebui purtată obligatoriu în toate spațiile publice închise, dar și deschise, iar cursurile se vor desfășura online municipiul Târgu Jiu a depășit 1,5 cazuri la mia de locuitori. În acest caz, restaurantele, cafenelele, barurile, sălile de jocuri de noroc vor fi ținute deschise în intervalul orar 6-23, fără a se depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului. De asemenea, în cadrul cinematografelor și al instituțiilor de spectacole, participarea publicului se va face în limita a 30% din capacitatea maximă. Aceleași restricții trebuie să le respecte și cetățenii comunei albeni, unei incidența acumulată se apropie de 2,5 la mie. Vor fi propuse, analizate și Adoptate măsuri de prevenire a infectărilor cu noul coronavirus în funcție de evoluția epidemiologică în județul gorj la nivelul unităților școlare și a instituțiilor publice.